decis un asemenea derby dintr-un singur penalti, nu? Da, frustrant pentru noi. Echipa a fost, părerea mea, un meci echilibrat, dar din păcate, la acest mic detaliu, penalti acordat foarte ușor. Dacă nu foarte ușor acest penalti, o fază înainte a fost hands clar la în care lor nu s-a dat. VAR nu a văzut, încă o dată pentru noi. Se întâmplă cum a fost sezon deja trecut, dar asta trebuie să ne punem mai puternici. Eu cred că e bine că vine și această pauză, această săptămână pentru jucători care nu sunt atât de bine pregătiți să revină cât mai bine și trebuie să mai fim uniți ca niciodată. Acum să văd caracter de la echipă, caracter de jucător când pierdem, când avem două înfrângeri, nu când câștigăm. Când câștigăm e toată lumea bine, toată lumea fericită. Acum să văd caracter și trebuie să vină caracterul puternic de fiecare pe teren și să, la următorul meci să câștigăm. E totuși început de sezon, cam încă relațiile de joc acum se leagă. Mai este campionat lung în față să... Da, e foarte lung. Să câștigăm, că de fapt de arătat corect. Nu am arătat rău nici astăzi. Și noi am arătat și... Eu zic că până acum am arătat bine, un joc frumos, un joc pe atac, dar... Azi s-au încercat la fel, dar cum am spus, au fost mici detalii care, nu, părerea mea, nu ne-au lăsat să scoatem de aici măcar un punct. Mulțumesc, mersi.